Bună seara și bun venit, doamnelor și domnilor, la emisiunea De Sens Vieții. În această seară dorim să aducem înaintea dumneavoastră pentru dezbatere și discuție un fenomen extrem de important care afectează din ce în ce mai mult viețile noastre. Cu toții am auzit și auzim vorbindu-se din ce în ce mai des despre globalizare și despre globaliști. Mulți lideri, factori de decizie și oameni influenți au vorbit despre globalizare. Unii scot în evidență beneficiile sale, iar alții se concentrează mai profund asupra efectelor sale negative. Globalizarea a împânzit lumea, aducând cu sine avantaje și dezavantaje. La pol opus se află curentele și mișcările naționaliste care încearcă să mențină cât mai mult linia tradițională și statele naționale. Trăim așadar într-un război mascat între două lumi care nu pot conviețui. Una dintre ele trebuie să dispară. Vom vedea care dintre aceste două curente ideologice vor duce povestea omenirii mai departe. În emisiunea din această seară vom vorbi despre globalizare, despre distrugerea identității naționale și a valorilor tradiționale. Ca invitație am alături de mine pe domnul Florin Ianovici, pastor la Biserica Renovatio din București, și pe domnul Iacob Coman, care este pastor, conferențiar universitar, doctor în filozofie, teologie și litere, poet, scriitor și teolog. Bună seara, domnilor! Bine ați venit la emisiunea De Sens Vieții! Bine te-am găsit! Bună seara și bine v-am găsit! Pentru început aș dori să punem cap la cap două piese de puzzle. În primul rând aș dori să vedem care este originea națiunilor, dacă sunt ele un produs uman sau divin, și în al doilea rând aș dori să vedem când a apărut prima dată conceptul de globalizare și ce stă la baza lui. Dacă ar fi să pornim de la date istorice și punctuale, lupta naționalistă de care vorbeați nu este o bătălie pentru ceva tradițional. În raport cu istoria omenirii de la A spre un Z, formarea statelor naționale este relativ foarte recentă. Până la ele au existat oamenii pământului. Odată cu instaurarea statelor naționale, oamenii fără voia lor au fost închiși în țarc și au devenit oamenii țării. Lucrul acesta a găsit, din punct de vedere istoric și al formării, să spunem, conducerilor, a găsit un teren foarte bun în mentalitatea oamenilor și s-a împământenit atât de puternic încât astăzi a vorbit despre desființarea unei națiuni, înseamnă să dai foc cerului. Pe fond, lucrurile nu sunt așa. Însă, e foarte important ideea globalizării contemporane, adică globalizarea contemporană, cu un moment de-a probabil mai încolo, nu are de-a face cu a ne face din nou oamenii pământului. Adică oriunde mă duc pe pământ, e al meu. Sunt omul pământului. Ci globalizarea contemporană are de-a face cu lucruri în general nedorite. Și pentru cei care le știu, pentru cei care nu le știu, le solicită în detrimentul existenței lor. Domnule Ianovici? Sunt două aspecte pe care probabil trebuie să le discutăm. În primul rând, națiunile ca și origine poți discuta din două puncte de vedere. Națiunile din punct de vedere al unității de limbă, de teritoriu, unității economice, așa cum le știm noi astăzi, națiunile. Cred că prima mențiune istorică este despre Anglia. Anglia a fost socotită prima națiune pe la 1600. Dar din punct de vedere al istoriei biblice, propriu zis, Dumnezeu a născut ideea de națiuni, pentru că au fost din fiii lui Noe rasele, da, din Iafet, din Ham, din Sem, și de atunci se vorbește despre familii și de atunci se vorbește despre constituirea pe rase și constituirea pe națiuni.
propriu-zis, când să ajungem noi la globalizare și cred că globalizarea tot biblic este la turnul Babel, acolo apare pentru prima dată ideea de globalizare, propriu-zis acolo erau o reuniune de mai multe, mai multe națiuni, pentru că rasele acestea de fapt erau alcătuite din familii, care familii în sine reprezentau cumva națiunile acelui timp, pentru că ele deja aveau componentă economică distinctă, aveau componentă culturală distinctă și ideea de bază este că o segregare exista încă de atunci, pentru că din fiii lui Noe, propriu-zis, cei care au păstrat credința așa cum ar fi trebuit erau cei doar din neamul lui Sem. Și atunci Iafet deja o să vedem că avea alte coordonate, alte gândiri, adică ideea aceasta de segregare, ideea aceasta de a te constitui într-un mod diferit de cel de lângă tine, apare încă din zorii, din zorii Bibliei. Iar eu cred că, din punct de vedere biblic, națiunile atunci apar când deja vorbim despre rase biblice, care de fapt astăzi cuprind toate națiunile Pământului. Sunt trei bazine culturale distincte care au în vedere Canaanul, au în vedere Egiptul, au în vedere sămânța mesianică. Deci de atunci vorbim despre națiuni. Însă ideea de națiune, cum o cunoaștem astăzi ca unitate de teritoriu, de limbă, unitate politică, unitate economică, culturală și chiar psihică, așa, ca și istorie, Anglia este cam primul stat despre care noi vorbim, că a fost recunoscut ca prima societate care a existat, prima națiune care a existat. Am vrut să plecăm de la leagănul civilizației de acolo, pentru că întâlnim în sâmbure atât formarea națiunilor, cât și dorința asta de globalizare. Ce a stat la baza lor? Ce filozofie? Îl vedem pe Dumnezeu, pe de-o parte, că desparte oamenii în națiuni și apare Nimrod, care zice nu. Ce a stat la baza deciziei lui? Există un verset în Sfintele Scripturi care trebuie citit un pic în plan istoric. În Geneza 11 spune, toți locuitorii aveau aceeași limbă, vorbeau aceeași limbă. Acesta este anterior momentului de care noi vorbim cu turnul Babel. Și asta e foarte important să fie cunoscut, pentru că Almintea îi spune că Dumnezeu a avut ideea globalizării. Dumnezeu n-a avut ideea globalizării. Dumnezeu a amestecat limbile tocmai ca să nu existe acest fenomen al globalizării. Și aș putea spune că motivul ce a determinat dorința omului de a sta în felul acesta împreună, de a domni, a fost stăpânirea, să stăpânim. Deci cuvântul de bază pe care îl găsești la Nimrod este să stăpânim. Și spune, el a fost primul care a domnit peste anumite cetăți. Deci dorința a fost de stăpânire, să nu ne înșelăm. Și astăzi globalizarea are la bază aceeași motivație, să ne suim, să stăpânim, să conducem. Aceleași motivații sunt și astăzi. Da, domnule profesor? Aș vedea cumva cele spuse ca antiteza. Pentru că teza, în principiu, era ca planeta Pământ să fie locuită de oameni, în desăvârșire și așa mai departe. Și datorită greșelii lui Adam și a Evei, greșeala aceasta are o activitate de natură psihologică și ființală în om, care duce sistemul de gândire comportamental spre această antiteză, în care oamenii de atunci creează o neoglobalizare sau o pseudoglobalizare, un răspuns țintit împotriva lui Dumnezeu. Și în felul acesta, termenul și comportamentul se încarcă negativ, adică nu suporți ideea. Pe când, în realitate, ideea era superbă. Însă, prin păcat și prin, repet, prin această prefacere a minții și a intențiilor de a stăpâni într-un mod păcătos, într-un mod în detrimentul semenului meu, toată ideea primește amploarea blestemului lui Dumnezeu. El se și manifestă, ce ne ducem să vedem ce e acolo.
ca și cum n-ar ști și ca și cum n-ar vedea. Și odată văzând ce este acolo, ia o decizie șocantă, într-un anumit fel, ia, dintr-o dată oamenii vorbesc fără să se mai înțeleagă între ei, și atunci se face acest contur care distruge pseudo-globalizarea în favoarea, să spunem așa, întoarcerii la Dumnezeu, care este internațional, dacă ne gândim, a asculta pe Dumnezeu înseamnă să formezi în subteran sau la lumină o globalizare, adică o pânză freatică socială în care oamenii sunt de altă natură comportamentală, de altă natură relațională și de altă natură la nivelul aspirațiilor lor, care nu mai corespunde nimic cu ceea ce numim noi globalizare. Aș vrea să vedem dacă intențiile lui Nimrod conțin germenele care există și astăzi în filozofia globalizării. El declară, el spune, haideți să ne suim, să construim, să ne facem un nume, să ne facem un nume și să nu fim împrăștiați pe toată fața Pământului. Deci motivația lui Nimrod a fost una clară de a deveni vizibil în ochii celorlalți oameni, pe de o parte, iar pe de altă parte, nu știu ce a determinat să spună, Biblia consemnează lucrul ăsta, să nu fim împrăștiați. O fi fost ceva acolo din moment ce e această afirmație, pentru că spun comentatorii biblici că descrierea pe care o face Biblia lui Nimrod era un viteaz, un vânător viteaz înaintea lui Dumnezeu, se poate traduce la fel de bine împotriva lui Dumnezeu, adică potrivnic, nu de partea lui Dumnezeu. Și atunci posibil ca tensiunile să fie apărut, în sensul în care o parte dintre oamenii Pământului binecuvântat de Dumnezeu să-și fi dorit să rămână în credința care le-a fost dăruită, iar alții s-au răzvrătit, nu au mai dorit stăpânirea lui Dumnezeu și au vrut să aibă autonomie, să aibă libertatea de a trăi potrivit cu principiile lor. Și cred că motivația pentru care s-a ajuns la construirea acestui, că și construirea acestui turn, trebuie să o înțelegem că mie mi-a creat dificultăți atunci când Biblia spune că și-au pus în minte să atingă cerul. Că până la urmă, dacă stai și te gândești astăzi, aveți grie nori, dar unde e cerul, e departe. Modul cum este construită descrierea arată faptul că nu, de fapt, nu atingerea cerului fizic ar fi fost ideea, ci că deasupra turnului ar fi fost acoperit cu cer, ceea ce spune unui comentator că vorbește despre semnele zodiacului. Adică cumva ei nu erau în afara religiei, dar nu-și mai doreau religia aceasta, ci doreau ca ei să meargă pe semnele cerului, să meargă pe un soi de ocultism, pe un soi din acesta de zodiacal, de cercetare a astrelor, a stelelor. Deci mișcarea lui Nimrod este una de, prin care el nu doar dorește să adune, dar dorește să-i schimbe pe cei care se adună. Și Dumnezeu face această mișcare pentru că, de fapt, întotdeauna vom vedea de-a lungul istoriei, Dumnezeu și-a protejat sămânța și totdeauna sămânța lui Dumnezeu a fost o minoritate, pe când cei ce au mers după gândirea lor sunt o largă majoritate. Deci, cumva, Nimrod nu doar că a dorit o globalizare în sensul că să-ți fie ție neapărat mai bine, cât o schimbare a celor care nu gândeau în termenii lui. El, cam asta văd eu motivația, atât când mă pricep eu să înțeleg din ce e scris. Domnule profesor? Expresia să nu ne împrăștiem, eu o văd și ca, complementar celor spuse, o văd și ca pe o declarație clară înaintea lui Dumnezeu, care a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Uh-huh. Și o văd ca o declarație clară de a spune, nu facem ce zici tu. Simt că și lucrul acesta a dus la această decizie ciudată sau aproape blestemată pe care o ia Dumnezeu ca noi oamenii
să nu ne mai înțelegem între noi când vorbim. Te duci într-o altă țară, dacă n-ai învățat limba, n-ai întâlnit, nu. Cu un animal aproape că poți să vorbești un pic, dar cu omul e chiar mai complicat. Și atunci văd eu că expresia să nu ne împrăștiem peste tot sau așa, da, exact, o văd ca un afront punctual. Dumnezeu a zis să umplem pământul, poruncă expresă. Da, iar noi nu-l umplem. Aici stăm toți grămadă și facem exact ce vrem noi. Iar chiar dacă teritorial lucrurile nu corespund astăzi, expresia globalizare este aceeași. Si. Aici suntem noi și nu facem ce zice el. Interesant faptul că inclusiv, acum nu vreau să apară așa ca o comparație trăznită, dar cred totuși că s-au inspirat ceva de la Nimrod, când inclusiv sediul Uniunii Europene l-au făcut în forma turnului Babel, în formă de spirală. Da, și există analogiile astea, există, da, și da. Oricât de prozaice ar părea sau tendențioase, nu le poți elimina, chiar seamănă. Adică tot ce găsești istoric reconstruit de marele genic, cum ar fi arătat în picturi sau în alte construcții din epoca medievală, cum ar fi arătat turnul Babel, se sizez că arhitectura postmodernă împrumută. Acum, dacă în mod conștient sau nu, aici nu mai pot să răspund. Dar există replici, da. Există replici din Biblie, cum ar fi încăperea lui Belșațar, care au fost reconstituite de-a dreptul, da, cu intenție, cu element intențional. Eu nu cred că un arhitect ca cel de la Bruxelles nu cunoaște elemente de istorie biblică. Mă îndoiesc. Există oameni care pur și simplu așa își doresc să facă lucrurile în felul acesta, ori ca o declarație de tip afront, ori dacă nu ca o, ca un simbol. Un simbol al... Pentru că și Nimrod, până la urmă, este omul care vrea să scape de orice restricție, de orice gen de restricționare, dacă tot suntem așa în perioada acestui cuvânt al restricțiilor. Sau chiar ca o noutate estetică. Sigur. Chiar că, da, un împrumut estetic, da, deci poți să ieși așa, adică să n-aibă nicio legătură cu, sigur, ideea în sine, ci pur și simplu estetic să preia ceea ce a fost. Da. De ce naționalismul și ideea de națiune au dobândit mai mult conotații negative în ultimii ani? Auzeam odată la radio o emisiune în care un moderator foarte cunoscut zicea: domnule, eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot. Da, e adevărat că națiunea, naționalismul aduce și o ideologie. Dar, până la urmă, e rău ca să fii naționalist și să ții la cultura ta, la țara ta, la valorile tale, la proprietățile tale? Naționalismul are cam două componente de bază. Am să fac apel și la partea juridică. Există naționalism pe bază de teritoriu. Noi aici suntem de când ne știm. Și există naționalism pe bază de sânge, adică pe bază de componență etnică. Problema pentru care naționalismul în ultima perioadă devine sau are conotații negative este legată de ceea ce se asociază naționalismului. Adică comportamentele xenofobe, discriminarea, extremismele care îl însoțesc. Propriu-zis, naționalismul n-ar trebui niciodată să fie negativ, pentru că naționalismul înseamnă sentimentul de bucurie că aparții unei comunități și aparții unui teritoriu din moși strămoși. Nu-i nimic negativ. Mai există un naționalism romantic, care ne-l dorim cu toții, și un naționalism xenofob. De fapt, când vorbim despre naționalism, noi asociem cu anumite mișcări, care din nefericire se văd, prin care oamenii din pricina unui exces și din pricina greșitei înțelegeri a iubirii de neam și de țară, discriminează, vorbesc rău de alții, și atunci de aceea naționalismul are conotații negative, pentru că el este de multe ori asociat rasismului și manifestărilor xenofobe. Acestea sunt motivele pentru care cred eu că naționalismul este în ultima perioadă negativ perceput. Alminteri, eu cred că dimpotrivă, noi duce lipsă de naționalism. Da, domnule profesor.
Am o atitudine mai ciudată la problema asta. Trebuia să vă las să vorbiți primul. Da. Deci, în ultima vreme, se vorbește foarte mult împotriva existenței națiunilor, datorită viitorului și datorită trecutului. Datorită trecutului pentru faptul că unele națiuni au existat în detrimentul existenței altora. Adică au vrut pur și simplu să le radă de pe fața pământului. Și asta nu într-un singur loc, ci în multe locuri. Napoleon a vrut să le radă pe toate celelalte, Alexandru Macedon. Dictatorii. Da. Fiecare, da, deci... Iar lucrul acesta a ajuns în societatea contemporană, într-o zonă în care oamenii iau statuile de pe soclu, care reprezintă, să zicem așa, cheia de boltă a unui moment istoric al unei națiuni, de a jos, tocmai pentru ceea ce vă spuneam, pentru că naționalism nu înseamnă bucuria de a exista în defavoarea celuilalt sau bucuria de a exista în dispariția celuilalt. Și naționalist trebuie să fie familia mea din Solovăstru și acum familia mea este din România. Așa ar trebui să fie. Dar s-a pierdut lucrul ăsta. Ăsta este unul. Și doi, pentru care se vorbește împotriva naționalismului, este viitorul. Adică ne e lesne fiecăruia dintre noi să observăm că nici o graniță și nici o țară nu mai servește viitorului gândit de cineva. Nu ne interesează de cine. Viitorul este gândit global. În definiția mea de specialitate, globalismul este un comunism de prost gust. Da, adică, foarte original. Deci, și asta, sunt în stare să mor pentru asta. Adică, de ce un comunism de prost gust? Comunismul, am prins comunismul, era comunismul românesc, comunismul rusesc, comunismul chinezesc, comunismul unguresc, comunismul din DDR, adică din Germania Democrată, da? Oriunde te duceai, avea un aspect comunismul ăla. Avea și numitor comun cu celelalte părți de comunism, dar fiecare avea entitatea lui, să zic așa. Pe când globalismul este un comunism de prost gust, pentru că nici măcar atâta diferență nu-ți permite cât îți permitea comunismul. Deci e mai restrictiv decât... La anumite lucruri e infernal de restrictiv. Poate o să vin ocazia să vorbim, da, deci... Păi putem să vorbim despre avantajele și dezavantajele globalizării, ca să vedem... Care sunt dezavantajele acestui comunism? Nu mă mai risc, îl rog pe domnul profesor să răspundă. Îmi place să fiu complementar și eu. Așa. Deci, dacă pe baza definiției despre globalism pe care am dat-o, globalizarea nu are niciun avantaj. Pur și simplu nu are niciun avantaj. Păi se flutură înaintea noastră, că ne-a facilitat comunicarea. Tocmai asta, că nu globalismul ne-a facilitat comunicarea, ci globalismul ne-a impus comunicarea, ne-a impus economia globală, ne-a impus managementul global, ne-a impus educația globală, ni le-au impus nu pentru ca să ne facă nouă un bine, și acestea sunt instrumentele prin care noi nu vom mai exista ca ființe umane. Numai că omul nu se oprește să vadă asta. Și nebun după așa zisele avantaje devine instrumentul de a implementa acest comunism de prost gust în care eu n-am voie să exist. Probabil de asta Uniunea Europeană, auzeam la radio când veneam încoace spre București, vrea să investească foarte mult în tehnologia 5G ca să aibă... Dăm un exemplu, da? de... Erau chiar supărați că nu s-a implementat, adică atât de repede. Se consumă fonduri astronomice. Astronomice
pentru așa zisa educație. Nu e adevărat. Nu există educație. Globalizarea nu-ți dă voie să educi, ci globalizarea îți dă puncte de reper pe care ai obligația să le implementezi. Pentru ca produsul final să nu fie omul care gândește, ci omul care află că el atâta poate cât i s-a dat voie. Adică orice copil, eu dacă aș avea astăzi copiii mei mici, ce se întâmplă acum în educație, eu aș muri răstignit, dar copiii mei n-ar merge la școală. Pentru că dacă noi refuzăm să vedem ce se întâmplă, este o altă problemă. Fiecare sperăm în ceva ce nu se va întâmpla niciodată. Adică globalizarea produce oameni de... dau un exemplu și cu asta... Ca la poduri. Nu, dau un exemplu și cu asta închei. Pe pământ sunt 100 de oameni. Globalizarea are nevoie de 75 de oameni de 1,20 m înălțime. De 75 de oameni dintr-o 100 sunt de 1,20 m înălțime. Din aia 75 de oameni, niciunul nu are voie să crească de 1,25 m. Pentru că l-a terminat imediat. Are nevoie încă de 20 de inci să crească de 1,50 m. Și are nevoie de 4 care să crească de 2,10 m. Și cu asta s-a terminat. Aceasta este strategia europeană-americană de imbecilizare a populației planetei Pământ, peste care nu trece nimeni. Chiar așa serioasă credeți că este? Mai serioasă decât îmi permis să spun, că aș putea să zic chiar mai multe. Și dacă vreți, vă dau exemplu. Adică tot învățământul european, diferit de România, puțin, din clasa a patra, s-a terminat cu învățatul. Învățătorul are obligație în fața statului să se uite la copii. Nu să-i învețe. Ci care copil vrea singur să învețe? Și dintr-o clasă, dau un exemplu de 20, există 3 copii care vor ei să învețe. Și ceilalți învață, dar învățătorul observă că ăsta învață pentru că îl silește maică-sa și taică-sa acasă. Și atunci învățătorul trimite o scrisoare acasă la maică-sa și zice, dacă mai siliți copilul să învețe, vă anunțăm la social. Dacă din nou vine copilul cu lecția învățată, pentru că învățătorul știe că ăsta nu învață, că îl pune maică-sa, îl așteaptă socialul la ieșirea din școală, l-a băgat în mașină și părinții nu-l mai văd niciodată. Pentru că tu nu ai voie să dai spor copilului tău spre ceva. Și atunci, să-mi termin ideea, după clasa a patra, clasa de 20 de inci se împarte în trei. Ceea ce vă spun eu este învățământul german. Clasa se împarte în trei. Rămân 3 inci care vor să învețe și care fac școală. Asta este grupa, da? Rămân 8 inci care sunt proști, rămân încă 6 inci care sunt foarte proști și mai rămân 3 care sunt proști proștilor. Oamenii, copiii aceștia, 17 inci, niciodată în viață nu mai pot să iasă din condiția aceasta pe care le-a impus-o educația în clasa 4. Deci o programare, o condiționare. Absolut. Iar asta se întâmplă și la noi. Da, e interesant că problema este pusă din alt unghi de vedere, ca să limiteze violența în familie, da, și asupra copiilor. Și da, e normal pe de-o parte să nu existe abuzuri asupra copiilor, dar pe de altă parte, unde duce vârful ăsta de lance? Unde ne conduce educația asta? Stimate domn, societatea contemporană a inventat niște cuvinte pe care să le auzi și când le auzi să dai foc. Da, ce e abuz? E un jargon inventat de niște oameni care vor să distrugă societatea și atât. Ce e abuz? Ce e discriminare? Păi eu când am dat admitere la liceu militar, m-am dus la vizita medicală, mi-a deschis gura ca la cal, mi-a numărat măselele și dinții și a zis admis. I-a deschis la altul gura ca la cal și a zis are prea multe măsele lipsă, nu-i bun de liceu militar. Păi ăla e discriminat? Pe urmă am mers la proba de sport și a zis, fugi. Și am fugit 1000 de metri în atâta. Și altul nu a putut să fugă, că era gras sau nu putea. Și ăla n-a intrat. Păi de ce n-a intrat? Păi n-a știut să fugă. Păi cum îl discriminezi? Ce e discriminare și ce e abuz?
sunt termeni care nu reprezintă nimic, care sunt inventați de această societate bestie cu un singur scop, să distrugă tot. Deci să fim clar, asta înseamnă globalizare. Un comunist de prost gust. Da. Domnule Ianovici? nu e ușor. Dar împărtășesc ideea aceasta extrem de negativă a globalizării spiritului. Sunt de acord cu domnul profesor că s-au inventat în ultima perioadă concepte care n-au nicio susținere practică și nu există instrumente de măsurătoare concretă. Adică dacă luăm exemplu în speță cu copilul dintr-o familie și cu intervenția ta prin care ai spus că de fapt s-ar dori o protecție a copilului pe plan social, pe plan psihic, școlar, educativ, etc., în mod real, cei ce sunt chemați să ferească chipurile copilului de abuzatori, ei înșiși au anumite instrumente de care ei nu răspund în fața nimănui. Și atunci, cum poți tu să vii să mă ajuți pe mine să mă protejezi în ideea în care intervențiile tale sunt intervenții față de care nu dai socoteală în fața nimănui? Și vorbesc acum ca unul care știu ce vorbesc. De ani de zile mă ocup pe protecția copiilor și sunt atâtea cazuri, din nefericire, cunoscute nu prin latura lor luminoasă, cunoscute prin latura lor abuzivă, dar a celor care schemați chipurile să protejeze. Și atunci cumva lucrurile se leagă în sensul ăsta și există ceea ce se numește limbajul de lemn. Dacă ai avut ocazia să faci un proiect european pentru atragere de fonduri, există deja, aproape la fiecare 2 sau 3 ani de zile, există o terminologie pe care trebuie să o înveți bietul de tine, fiindcă nu are nicio importanță cât de acoperit e acel proiect sub aspectul eficienței, sub aspectul impactului. Tu te strădui să demonstrezi. Va merge, domnule, va merge. Uite, am asta. Dacă nu știi să vorbești în termenii care ei îi recunosc, tu ești pierdut. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, socot că trăim o nebunie care e venit odată cu globalizarea, în sensul că, iată, spre exemplu, acest limbaj de care se plâng toți. Limbajul de la Bruxelles, cu care trebuie să scrii proiectele. Deci nu are nicio legătură. Sunt termeni tehnici care, la un moment dat, pur și simplu, devin mai importanți decât substanța a ceea ce e proiectul tău. Însă, n-aș vrea să... Eu nu sunt chiar cu totul împotriva globalizării, în sensul că gândesc că e numai negativă. Am găsit și un mic aspect pozitiv, dar e atât de mic. Hai să-l vedem. Uite, de exemplu, eu n-am știut că ai noștri... Totuși e mic. Da. Eu n-am știut că ai noștri, guvernanții noștri, sunt chiar atât de corupți. Până nu m-am dus în alte state. Adică, uite, de exemplu, globalizarea, care până la urmă permite să ai o comparație, nu mai ești prin faptul că ai CNN în casă. Eu, la un moment dat, prin simpla comparație, mi-am dat seama că fie ne este mai bine sub anumite lucruri, fie ne este mai rău sub aspecte sub anumite lucruri. Și atunci, cumva, singurul lucru care l-am găsit bun este că, cumva, comparația mea este un pic acum mai nuanțată și mai argumentativă. Atât am găsit eu bun la nivelul ăsta, al faptului că, cumva, pot să-mi dau seama că lumea e mai pestriță decât mi-am crezut, mai colorată. Și doar sub acest aspect, pentru că alminteri, sincer vorbind, dezavantajele și aspectele negative predomină. Vă dau un exemplu. Suedia, în perioada pandemiei, au hotărât că ea nu închide granițele și că ei nu apelează sau nu implementează mai degrabă măsurile OMS-ului. Deci nu. În Suedia mergeai pe stradă liniștit, pentru că ei au mers pe ideea protecționistă. Adică noi nu vrem să intrăm în criză, noi nu vrem să ne nenorocim economia, nu intrăm în recesiune, că dacă închizi, izolezi, care sunt costurile când revii la viață? Nu mai ai pandemie sub aspect medical, ai pandemie sub aspect financiar, social, toate punctele de vedere. Și atunci, ideea care au constatat, adică ce au constatat suedezii, bieții de ei, ca să vezi ce înseamnă globalizarea. Ei au, de exemplu, Volvo, care e marca națională la mașini. Dar toate piesele, sunt din afară. Și ei au vrut să facă ceva și nu au putut, pentru că au fost condiționați de piesele din afară, care era blocaj în lanțul de aprovizionare, pentru că toată Europa era izolată. Și atunci, unul dintre lucrurile care consider acum că ne-a dus într-un moment în care nu mai poți să scapi, e faptul că aproape nicio economie la nivel european nu mai este sustenabilă prin sine.
Nu mai vorbesc de România, care are datorii de 100 de miliarde, peste 100 de miliarde de euro. Dar dacă o țară ca Suedia, o țară ca Marea Britanie, nu face față să meargă pe politică economică sustenabilă, pe bază protecționistă, dacă ei nu fac față, ce mai putem vorbi noi de biata Românie, care noi suntem îndatorați? Deci, deja la nivel global, acum, cred că o economie națională nu mai este sustenabilă. Deci, nu mai poți acum să stai în picioare economic fără să existe această interacțiune cu celelalte state din bazinul economic. Deci, globalizarea arată că, la momentul actual, poate odinioară era altfel, dar acum economiile naționale nu mai sunt sustenabile. Deci, nu mai poți fără globalizare. Nu cumva au fost gândite să stea în felul acesta? Eu las pe domnul profesor să răspundă la întrebarea asta. Eu cred că da, eu cred că așa au fost gândite, să fie spoliate națiunile. Ce spuneți, domnule profesor? Da, e, deci, cum să zic, că pe zi ce trece, noi români avem harul ăsta de a transforma orice dramă într-o glumă. Și lucrul ăsta ne ajută foarte mult. Deci, ascultați-mă, ne ajută enorm de mult. La noi s-a născut pe cală. Da, da. Și, dar în același timp, la nivelul substanței, e tragic. E tragic, dar numai într-o singură condiție. Dacă vrei să te respecti pe tine și dacă vrei să fii tu. Dacă consimți să intri în horă, n-ai nicio problemă. N-ai nicio problemă, e foarte serioasă treaba asta. Iar ei mizează pe faptul că, începând cu anii 60, când au pus bazele noi educației europene, ei deja au produs generațiile care intră în horă fără să-și pună întrebări. Uh-huh. Și atunci, eroi sau martirii pentru a fi ei sunt foarte puțini. Iar peste ei se trece cu tancul. Nu contează. Luăm un exemplu pe acest mare tenismen. Djokovic, da? Adică, ce ne interesează pe mine? Te călcăm, te strivim ca pe un șoareci. Adică te-ai fi așteptat toată lumea sportivă să sară în sprijinul lui, băi, suntem Din potrivă. Sau coalizat. Da. Adică, chiar dacă eu am acceptat tratamentul, că așa gândesc eu, sau noi, sau mă, bă, dar ăsta e sportiv, nu, omoară-l. Adică omul care vrea să se respecte ca entitate prin care Dumnezeu își exprimă chipul, omul acesta nu are loc în globalizare. El trebuie să dispară. Chiar a fost acuzat că nu a dat raportul corect statului pe unde a fost. De parcă ar avea Știi care este contradicția și lucru cu adevărat înspăimântător? Adeverința medicală în baza căreia el a intrat este dată de medici australieni. Deci este o comisie de medici australieni care l-au scutit de vaccin pe considerente care țin de dinamica organismului fiecărui om. Deci medical vorbind, ei au spus așa, să tălmăcim. Nu-i bine că omul ăsta se vaccineze pentru că el, așa cum este constituit, e în pericol dacă se vaccinează mai mult decât dacă nu se vaccinează. În schimb, în momentul argumentării deciziei, ministrul care se ocupă de imigrare a spus în felul următor: el este un model și, fiind un model cu reputație mondială, gestul lui poate să încurajeze antivacciniștii. Deci el nu mai reprezenta un om, o situație, o problemă, ci vrând nevrând tu ești înscris într-o cauză pe care nici n-ai susținut-o și prin cap nu ți-a trecut că tu devii simbolul unei cauze. Adică tu ai o problemă reală și deodată ești înscris într-o cursă, într-o luptă, care nu-i aparții. Deci motivația sentinței de expulzare se bazează strict pe imaginea pe care el o are față de alții, nu pe ceea ce este omul. Adică omul s-a erodat, a dispărut, e vanish, pe nicăieri, și tu doar reprezinți ce? Un număr matricol, reprezinți un simbol pro, un simbol anti. Deci aici este marea problemă a globalizării, că tu ești înscris într-o luptă care nu-i aparții. Eu am o problemă reală, eu vreau să joc. Eu vreau să joc tenis. Eu am o problemă reală, vreau să mă duc să-mi iau pâinea aia de toate zilele. Și eu deodată sunt înscris în niște lupte ideologice pe care nu le-am creat, nici n-am știut că sunt înscris în ele, și ajung să fiu sancționat nu pe bază de ce fac, nu pe bază de ce sunt, ci pe bază de ce stabilesc alții că ar trebui să fiu sau să fac. În cadrul alții. Ce rol mai joacă atunci individul în societatea asta globalistă? Individul? Da. Niciun rol.
Deci, dragii mei, puteți să ignorați ceea ce spun eu. Adică eu totdeauna am visat, de când eram copil, sau aveam o idilă, aceea a capitalismului. Cred că toți am avut chestia asta, visul acesta. Și deși am fost săraci în comunism, dar niciodată n-am răbdat foame, a fost viața cum a fost atunci, nu contează, dar aveam visul acesta. Ei, în momentul în care s-a deschis ușa ca să văd visul acesta și mi-am permis să mă uit la el, nu doar să mi-l trăiesc. E o diferență mare. Pentru că majoritatea dintre noi, când s-au deschis ușa, mamă, în sfârșit, și gata, și omul nu s-a mai gândit la așa. Și nu poate să fie judecat omul care a reacționat așa, că suntem diferiți. Dar în momentul în care s-a deschis oportunitatea aceasta și am văzut despre ce este vorba, repet, este înspăimântător. Nu există ca individ. Iar ați auzit mai până ieri, noua orientare internațională este și de schimbare a tuturor constituțiilor în care orice drept individual trebuie să fie discutat în favoarea comunității. Dacă dreptul tău individual nu sprijină ideea de comunitar, ai dispărut. Creditul social din China. Da, da. Doi. Dacă vă uitați, este o strategie pe termen mediu și lung de a dispărea individul ca lider. Noi la școală nu ne uităm sau nu ne interesează. Copiii din clasa întâi trebuie să facă temele în grup. Te pune în grup, un copil e conștiincios, patru nu. Ăsta conștiincios face tot, dar nu este apreciat că el a făcut, ci grupul. Dacă te uiți, adică a mai rămas cu lider Statele Unite ale Americii și Rusia și poate China. Dar restul țărilor din Europa nu mai au lider. Noi discutăm, hotărâm și facem comunitar. Nu mai are voie să existe înțeleptul. Nu are voie să existe cel care poate să facă ceva. Nu contează că este prost. E făcut de noi. Și ideea că este făcut de noi înseamnă superlativ, indiferent că este prost sau bun. Ajungem iară la comunismul de prost gust. Da, am crezut că... Da, deci este ceea ce se întâmplă astăzi în societatea contemporană, în special europeană și americană, este înfiorător. Am găsit un citat, câteva cuvinte ale lui Bertrand Russell, laureat al Premiului Nobel, care zicea niște lucruri foarte interesante și cutremurătoare. Când? În același timp. Când le zicea? Stați că vă spun imediat. 53. În 53. Fiți atenți. Dieta, injecțiile și interdicțiile se vor combina de la vârsta foarte timpurie să producă acel tip de caracter și tip de credințe pe care autoritățile îl consideră deziderabil și orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic. Populația nu va cunoaște felul în care îi se inoculează convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiți atenți, zicea în 53 treaba asta, fiecare guvern care a educat generații de oameni în acest fel, ceea ce spuneați dumneavoastră, va putea să controleze întreaga populație în mod eficient și sigur, fără a fi nevoie de armate sau poliție. Da, zombi sociali. Propaganda educațională cu ajutorul guvernului va putea să obțină rezultate într-o singură generație. Există însă două puternice forțe care se opun unei astfel de politici. Una este religia, iar cealaltă este patriotismul, despre care vorbim acum. O societate științifică nu poate fi stabilită decât sub conducerea unui guvern mondial. Asta spunea în 53 un laureat al Premiului Nobel, Bertrand Russell. Ce părere aveți despre ceea ce... Eu am trăit în pandemie clipe de groază, dar nu în sensul în care marea majoritate poate și-ar închipui că mor, că s-o obișnui cu ideea, oricum nu asta contează. Ci au fost anumite decizii luate la nivel european, mondial,
Iar eu, bietul om care dispune și el de un aparat din ăsta de gândire, a ridicat glasul să întrebe, dar de ce trebuie să port mască? Deci, la un moment dat, spuneau așa, să poarte mască numai cei care sunt bolnavi, numai cei care strănută, numai cei care tușesc, numai cei care... Și ca să nu transmită. Bun, să zicem că avem oarecare logică, după care toți trebuia să purtăm, sănătoși, nesănătoși. Când îți pui întrebarea simplă, de ce un lucru e așa, când logica elementară, bunul simț, naturalețea unei gândiri din aceasta, care pleacă de la A și merge către B, C, spune că trebuie să fie altminteri. Când pui aceste întrebări, uitați-vă ce se întâmplă. Amenzi, oprobiu public, discriminări, adică deja nu mai ai voie ca individ să pui întrebări care sunt logice, pentru că atât de puternic este valul de îndoctrinare, încât nu mai trebuie să fie discutat nimic doar pentru că vine de la cineva, nu, care reprezintă o autoritate. Frica mea cea mai mare este că oamenii la un moment dat ajung să confunde internetul cu autoritatea, știrile de la televizor cu referate științifice. Deci noi nu mai avem discernământ. Marea problemă este aceasta a globalizării spiritului. Aici este marea problemă care pe mine mă intrigă. Mă duc undeva la o instituție și am și eu o replică de bun simț. Deci nu se face lucrul ăsta așa? Ținând cont că e mult mai logic, mult mai... Cum? Așa mi s-a dat ordin. Bun, da, dar n-avem voie să mai gândim, n-avem voie să mai îmbunătățim, n-avem... Și aici e marea temere. Deci eu ceea ce observ acum, vis-a-vis de ce spunea, de îndoctrinare, de... Deci, la un moment dat, unde eram? Cred că eram în parc. Și eu merg în parc, nu... Mi-a zis doctorul să n-alerg, că am articulațiile mai paralizate, dar eu merg alergând. Da. Și m-am gândit eu că nu trebuie să por mască când mergi alergând, că e parc și poți te duci la 2 km de mine dacă vrei. Și m-a oprit cineva, de ce nu vă puneți mască, să luați de mine? Și a spus, dom'le, eu îmi pun mască dacă asta vă liniștește, dar nu vă gândiți și dumneavoastră că logic, n-am avea de ce să o facem, pentru că suntem în parc, pentru că... Nu conta, oamenii s-au isterizat, oamenii deja au anumit tipar de gândire, oamenii s-au vândut unii pe alții, dacă un vecin a avut 2 sau 3 invitații, a sunat deja la DSP, nu vă spun povești, pentru că nu știu ce îl infectează. Trebuie să vă spun o chestiune. Eu m-am întors... Chiar prieteni s-au învrăjbit pe tema asta. Deja a devenit un fel de religie. Da, exact. Adică am observat într-o situație un vecin de-al nostru s-a izolat și toată lumea trecea pe cealaltă parte a trotuarului la cât mai mare distanță de casa lui. El nu era acolo, era înăuntru, de casa lui. Ce reprezintă lucrul acesta? Reprezintă o parte extrem de tristă a ceea ce am devenit. Adică mă tem că ceea ce spunea Russell, deja noi trăim. Marea noastră problemă este că, într-adevăr, individul a dispărut. Vreau să spun dacă, simplu, dacă Djokovic, care este numărul 1 mondial, care are milioane, 10 de milioane de euro, om care reprezintă imaginea mai multor companii sportive de răsunet mondial. Nu mai știu, că nu vreau să scriu, să spun acum, să facem vreo reclamă din asta deghizată, că tot voi după aia încasați. Da, da. Dacă omul ăsta n-a reușit să-și apere ca individ un drept care era pentru mine limpede, domnule, am venit cu un certificat medical, mi l-au dat medicii voștri, un judecător de al vostru. Domnule Ianovici. Da. Fără certificat și fără nimic. Sunt dreptul sănătos uman, și mă duc să joc. Exact, dreptul uman. Dreptul uman intrinsec. Sunt sănătos și mă duc să joc. Dacă el n-a reușit să facă o diferență, poate Florin Ianoviș, pe care nu-l cunoaște nimeni, să facă vreo diferență, sau tu. Deci, noi să ne luăm gândul că individul mai există. Nu există. Ascultați-mă, România ca țară, în plan european, nu e luat în serios. România ca țară, și suntem până la urmă națiune, dar rămite un român. Păi eu știu că ne-au coborât din avion. Eu țin minte când am ieșit prima dată și am călătorit în afara României, când ne-am întors, erau 2 linii. Linia verde, cei cu vaccin, și linia galbenă, cei fără vaccin. Eu aveam certificat. Din rușine m-am dus la linia galbenă. Păi contact acolo e o femeie în vârstă. Da. Contact acolo sunt... Păi poate un om bătrân să completeze formularul online cu 5 steps
în limba engleză. Pe mine am prins eu urechile și chiar așa nu ne dus de acasă. Dar aminte oamenii aceia, deci nu mai contează ca individ, nu mai contează povestea din spatele lui, nu mai contează drama, nu mai contează nimic de ce ține de umanitate. Contează doar stânga-dreapta, verde-galben sau verde-roșu, contează, asta e tot. Deci, și docilitatea. Exact. Să nu spui nimic. Și servilismul, da, să trăiți, tot ce spuneți dumneavoastră e perfect. Am mai trăit în așa ceva, în vremea celui de-al doilea război mondial, în momentul în care erau arestați prizonierii, primul lucru care le se aducea aminte este că ei sunt un număr și să nu-și uite numărul. Nu ești un nume, nu ești nimic, tu ești un număr. Păi și în armată, ne tundeau pe toți în zero ca să mai conteze că ai cârlionț, că ești blonță, toți tu în zero, cu urechile clăpăugi, arătam toți, da, numere, da, matricule, toate blocurile, da, cenușii. Da, dar era mai liber ca acum. Era mai liber, da, era mai liber că aveam posibilitatea să stăm în casă și să vorbim cât vrem noi, despre cine vrem noi. Acum nici asta nu mai găsi frâncăși de umbrat. Atunci tremuram liber, eram pe sucul de departe suntem de o dictatură mondială? Întrebarea este pusă în așa fel încât vrea să-mi anuleze răspunsul. Da, cam așa este. Noi nu suntem departe de o dictatură mondială. Noi suntem în cadrul unei dictaturi mondiale. Adică dictatura mondială din ceasurile în care trăim noi este feroce. Numai că acum ce se întâmplă? Pe vremea domnului Nicolae Ceaușescu, când s-a făcut colectivizarea sau ceaperizarea, sau cum se numesc, colectivizarea, s-a făcut undeva la centru. Și apoi, în valuri, tot venea mai încoace. Zicea, domnule, nu mă bag, nu intru în colectiv. Domnule, dar toți ăștia s-au serios, atunci mă bag și eu. Și tot așa, ca în cercuri concentrice, încât unele părți din țara noastră au rămas necolectivizate. Periferice. Da, periferice au rămas necolectivizate. Între timp a fost executat domnul Nicolae Ceaușescu și ăștia au scăpat așa. Dar acum, datorită infrastructurii pe care au pregătit-o oamenii care conduc această lume, globalizarea nu este în cercuri concentrice, ci dintr-o dată peste tot. Nu exiști dacă nu ești cu noi. Nu exiști dacă deschizi gura împotriva noastră. Păi, dragii mei, acum, nu sunt eu Sfântul Sisoie, dar mai am și eu dreptul să mă uit, nu? Adică este om de știut. Noi doi am terminat teologia, da? Așa. Și mă apuc și fac cercetare pe versetul din Ioan 3:16. Fiindcă atât de multă, fac eu o cercetare a mea. Domnul Ianovici face și dânsul o cercetare a mea. Sigur că fiind avocat, are o analiză normativă. De altă natură, eu de altă. Așa, un politic stabilește că Ioan 3:16 zice asta. Da, exact așa este. Și atunci zice, omul de știință, Iacob Coman, a cercetat și lucrurile sunt așa. Dar omul ăsta de lângă mine e om de știință. Lui nu-i dă voie să spună că a cercetat, dar minte să spună la ce rezultate a ajuns. Este aresta știință. Păi scuzați-mă, dar trăim, nu suntem chiar sub obroc. Orice om din Europa care a îndrăznit să zică asta sau au făcut ceva mai mult, câțiva dintre ei au fost... OMS-ul vine acum și spune să ridicăm restricțiile care condiționează călătoriile pe motiv că nu ajută deloc. Deci este declarația săptămânii acestea. Da, da. Dar tot OMS-ul este cel ce a intervenit și a spus, domnule, fără certificat verde, nu, că trebuie să protejăm. Deci medici, în momentul în care se vorbea despre restricționarea călătorilor, pentru că venise cineva și a spus, domnule, pe glumele astea românești, pentru că românul glumind are mai multă, încă și-a păstrat libertatea, măcar pe terenul ăsta al glumei ne mai întâlnim. Zice așa, a făcut o poză. Nu știu dacă era din România, dar eu acolo am văzut-o. La checking, 2 metri între noi. Cozile imense. În avion, toată lumea înghesuită pe o banchetă. Deci omul a venit și a pus aceste două ipostaze, spunându-ne, lămuriți-mă că eu iau foc la cap. Deci ori m-am prostit eu, ori voi nu sunteți oameni serioși. Și atunci, bâlbele care au existat, au fost sancționate de oameni, așa cum spunea domnul profesor, care au gândit cu voce tare, spunând, nu-i logic, nu dă.
științific vorbim, că până la urmă când vorbim despre o analiză științifică, sunt niște repere. Există o metodă, există un obiect de cercetare, există niște instrumente care sunt acreditate. O cercetare științifică are niște repere care nu le inventăm noi. Ea are un dat, un conținut. Și acum vine OMS-ul și spune, da, e bine ce... Ei nu spun, e bine ce au zis ăia, că nu pot niciodată să accepte că ei ceilalți au zis bine. Nu, nu mai e nevoie acum, pentru că s-a dovedit... Deci asta este marea problemă. Marea problemă este că, cum spunea domnul profesor, și să ai un, și să ai un argument științific, și să ai un conținut argumentat, nu mai contează dacă nu ești pe aceeași pagină cu ce spun ei. Și aici este lucru de înspăimântător, pentru că știți ce se promovează? Absurdul. Se promovează absurdul. Știți în momentul în care un om ajunge să nu mai aibă repere, când nu mai are repere logice, el devine un produs manipulabil, controlabil și la un moment dat săracul om, nemai având aceste repere, se poate purta chiar de-a dreptul antisocial. Marea problemă este că când nu mai poți merge pe o logică elementară a lucrurilor, ajungi pur și simplu să ai comportament care s-ar putea la un moment dat să fie la limita umanului. De aceea și toate aceste derapaje. A băgat cuțitul de 7 ori, da. A intrat cu mașina, cu picioarele pe bord, face live la volan. Deci toate aceste comportamente mi se par derapaje, pentru că am fost forțat să abdicăm de la o naturalețe, de la un uman, o logică. 1 plus 1 egal 2. Iubesc pe bunicii mei, care aveau lucrurile atât de simple, atât de clare. Acum nimeni, dar cine zice, dar cine a argumentat, dar ce argumente ai? N-am argumentat. Mi se pare de râs să stau la checking la 2 metri și în avion să stau sardea lângă cel de lângă mine. Mi se pare de râs, pur și simplu, că și ei zic că au filtre și ei au filtre, e filtrul filtrului. Deci din punctul ăsta de vedere aici este lucru care vine mă înspăimântă și consider că cumva șansele sunt din ce în ce mai mici, dictatura, cum spunea și domnul profesor. Eu nu cred că va fi o dictatură. Probabil că vor fi accente mai dramatice ale acestei dictaturi care deja există. Au venit la mine speriați băieții de la Tehnic duminică că am avut îndrăsneala să spun că eu cred că asta ultima variantă de Omicron e de la Dumnezeu, pentru că e o formă mai ușoară, au făcut-o toți că e contagioasă la culme și mi se pare un vaccin natural, că ne alegem și noi cu o imunitate. Și au venit transpirați că s-ar putea să ne închidă YouTube-ul, că ați făcut o remarcă care este împotriva politicii acceptate. Și eu am zis, la un moment dat, zis, bine, e regulă, îmi asum. Ce, îți asum? Ca să-i liniștești pe ei. Că noi cu asta, cu asumatul, deja am devenit ridicol. Da. Și am spus, mă, vom vedea ce va fi dacă nu ne mai permită așa de la YouTube, stăm o vreme, vedem. Deci ideea este că deja trăim frica de consecințe. Dar, în schimb, înjurătorile și limbajul licențios poate să curgă pe rețele, n-are nicio problemă, nu-l cenzurează. Sigur, declarația pe care urmează să o fac, nu cred că poate fi acoperită întreg de experiența mea, dar ideea în sine, adică cu mici excepții, în comunism, oamenii n-au trăit sub teroarea care se trăiește acum. Și n-au trăit sub teroarea asta. Că este înfiorător ce se întâmplă. Te suspectezi vinovat pentru faptul că gândești. Trebuie să te suspectezi vinovat și să te consideri vinovat pentru faptul că ai o idee care nu se potrivește cu celorlalți. Trebuie să te simți vinovat pentru asta. Azi am văzut un pastor... Și este incredibil ce se poate întâmpla. Am vorbit, zice, cu un frate negru, la care dânsul imediat s-a sezat și a zis, zice, negru precum tricoul ăsta, zice, tricoul ăsta de pe mine e negru, nu e o chestiune rasială. Da. Deja s-a speriat. Că el a spus, am vorbit cu un frate negru, în loc de culoare. Da. Politic corect este de culoare. Și el a zis, nu, domnule, negru ăsta ca tricoul, zice, ca tricoul care e pe mine. Deci, deja suntem într-un moment în care consider că noi nu mai avem nici măcar libertatea de a fi normali. Deci, libertatea de a fi normali este singura libertate care e o garanție a unor comportamente sociale dezirabile. Da, însă problema care este, domnul Ianovici? Ei au avut grijă
să înmulțească așa de bine anormalitatea, încât să devină normal. Încât ei dictează ce este normal. Iar tu nu, tu n-ai foarte multe șanse decât să te duci, să nu mai vezi pe nimeni. Și știți ce este mai dramatic? Faptul că s-a educat atât de bine populația ca să le facă joc. Păi, nu doar la adulți, la copii. Eram într-o sală de așteptare, unde, într-o sală de cultură, sală publică, unde de obicei se scrie la ușă că n-ai voie să intri, dar nu spune de ce. Și într-o zi m-am dus acolo ca să-mi aștept fetițele, să iasă de la ora respectivă, și vine o fetiță de vreo 10 ani, aveam mască, aveam tot ce trebuie, zice, dar știți că n-aveți voie să stați aici? Și eu doar am întrebat-o, de ce? Păi, așa ni s-a spus, că n-aveți voie voi să stați aici, părinții, voi trebuie să stați afară. Azi, zic, să stau la minus 7 grade afară, în Brașov, ca să stau în vânt, numai că a zis cineva nu știu ce. Deci acel se zice. Da. Bun, dar stați un pic, e vorba de o fetiță de 10 ani. Da, că deja era... Care nu mai are bun simț, n-are educație, nu vede că vorbește cu un om matur care poate să-i fie tată. Clar. Adică în nu în fetița aceea, ci în portretul copilului s-a lucrat ceva. În mentalul lui. Da, care este mental. Împotriva existenței ființei umane. Și a naturalului. Păi nici cățelul ăla mic nu se duce să latre la mare, că zice, bă, o încurc. Câinele nu face asta. Câinele nu face asta. Dar la om este posibil orice. Adică suntem pur și simplu într-o hăituire de a ne asigura că am scăpat de orice element de normalitate la nivel de gândire, la nivel comportamental și la nivel comunitar. Ce ar trebui să facem pentru a ne păstra identitatea și valorile personale? Că dacă vorbim de ale naționale și tradiționale și de grup... Eu am, mai există vreo șansă de supraviețuire? Am o teză pe care vreau să o verific în premieră. Cumva are românul o expresie foarte pilduitoare. Ăsta ară cu boii mei. N-ar putea oamenii să... N-ar putea cei ce sunt dirijorii conștienți a turmei pe care vor să o facă inconștientă, n-ar avea niciun succes dacă n-ar ara cu boii noștri. Eu am observat vreo două carențe care mă îngrijorează mult. În primul rând, scăderea capacității de reziliență. Deci ce am observat eu este că omul nu mai poate să îndure nimic. În momentul în care vorbim despre durere și de suferință, cu orice mijloace, noi trebuie să scăpăm de ea. Un pic mă doare capul, alerg la farmacie să iau un analgezic. Orice se întâmplă în viața unui om, orice disconfort, el nu mai reprezintă o treaptă a devenire, nu mai este un instrument de progres. Reprezintă un disconfort care trebuie tratat cu orice preț și mi se pare că aici este momentul în care noi am pierdut procesualitatea vieții. Fiindcă de mic copil ești învățat că nu trebuie să suferi sub nicio formă. Ei au folosit chestia asta, au folosit faptul că, în general, omul fuge mâncând pământul de durere și nu mai poate să îndure. Eu mă aduc aminte de ai mei, de bunicii mei, că îi durea capul, că îi dureau mâinile, că aveau bătături, că nu mai se ridicau de spate, dar nimeni, poate că ziceau din când în când, dar se ridicau și mergeau înainte. E, acum trăim într-o societate în care fuga de durere, capacitatea de a îndura, este aproape la zero. E cum să nu folosească ei această schimbare a omului, pentru că e normal că din dorința de a fugi de durere accepți aproape orice. Accepți să stai izolat, accepți să porți mască, accepți să nu știu ce. De ce? Pentru că omul nu mai vrea să îndure. Și eu vin și spun următorul lucru. Suntem vinovați. Noi, pastorii, suntem vinovați. Pentru că am promovat un gen de creștinism facil în care nu le mai vorbim oamenilor despre costul uceniciei, nu le mai vorbim oamenilor despre perspectiva aceasta de a fi oameni costul care... Vieții. Costul vieții. Vieții. Exact, costul vieții. E mai important decât ce am spus costul uceniciei. Până la urmă vorbim despre un Hristos care a venit desprăcându-se în permanență până a ajuns cu totul gol în mormânt.
Un Hristos care s-a dezbrăcat ca să îmbrace pe altul, nu ca să se îmbrace pe sine. Deci, pe de o parte, eu consider că aici este o carență fundamentală care a făcut să fim înfrânți înainte de a începe bătălia. Pentru că pe această slăbiciune umană ei construiesc aceste abuzuri constant și de aceea se istilizează unii și alții care doresc cu orice preț să nu mai... vaccinarea. Azi dimineața m-am uitat, nu știu cine mă pune, că toată îmi pare rău. Am urmărit un reportaj când începuse vaccinarea. De ce se vaccinau tinerii? Să meargă în discotecă. Să meargă la mare, să meargă în concedii, că nu mai le dădea voi. Să meargă la piscină, așa, ca să nu greșesc, să spun un... Să meargă la piscină. Ce are la bază ideea asta? Mă vaccinez ca să merg la piscină. Confortul, distracția, viața facilă, viața strălucitoare. Viața a devenit, pur și simplu, o continuă achiziție fără investiții. Și atunci, pentru mine, partea de unde am putea face ceva este că noi ar trebui să învățăm pe oameni că viața are și aspecte care sunt cum sunt și să nu ne asumăm că o să avem parte de niște dureri cu care trebuie să coexistăm de-a lungul vieții și să acceptăm că vom avea și niște înfrângeri, vor mai fi și niște probleme. Iar pe de altă parte, exact ce spunea domnul profesor, plecând de la exemplul pe care tu l-ai spus, pe în momentul în care un copil de 10 ani nu-și mai știe locul, nici nu mai știe cum să se raporteze la un adult, este clar că e o carență educațională în familie majoră. Deci părinții au devenit furnizori de servicii în casa lor. Dacă tu te rezumi la a fi un furnizor de servicii, pentru că eu văd acum ce se întâmplă, văd în biserică, poftim, zice copilul, ia telefonul, joacă-te pe el. Păi normal că viața devine o joacă, când copilul tot timpul îi se umple timpul cu joacă-te. Adică eu văd două chestiuni care ar trebui făcute. Deci noi ar trebui să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că durerea face parte din normalitatea vieții, iar pe de altă parte să-i ajutăm pe părinți și să îi învățăm și să oferim exemple, să oferim un spațiu, un cadru, dincolo de care să putem recupera viața aceea frumoasă de familie, viața aceea de, în care mai povestim, în care copiii pur și simplu să aibă părinți, nu furnizori de servicii, nu oameni care plătesc taxe, nu purtători de carduri. Purtători, da, exact. Da. Deci eu aici văd recuperarea. Eu mă uit în ultima perioadă la mesajele care se rostesc. Că noi, pe urmă, suntem oameni care încercăm să așezăm și viața altora, cum ne-am așa și pe noastră, pe principiul credinței. Eu când mă uit la mesajele care sunt, eu îmi dau seama că cel ce vorbește nu vrea decât un rating. Nu vrea cu adevărat să schimbe. Nu abordăm subiecte și mereu mergem pe această idee. Păi da, dar e prea adânche. Când începem o dată? Aveam noi în biserică cu cineva, mereu spunea, zice, aș mai vorbi, zice, dar e prea adânc. Și odată am vrut să mă ridic să spun, du-te cât de adânc vrei, că nu mă mișc de aici până nu te duci jos la bază. Bun, da. Cam asta am... Domnule profesor, ce șanse mai avem ca să supraviețuim ca indivizi? Sigur. Pe ce paliere? Iertați-mă că eu sunt mai, nu știu, n-avem nicio șansă. Chiar nu avem nicio șansă, una trebuie să existe așa. Deci, de... dacă se poate vorbi, adică ce a spus domnul Ianovici, este extraordinar, toate lucrurile acestea. Însă, nu, după felul în care percepe o realitate, noi nu mai avem maniera sau metodologia de a mai putea să facem așa ceva, așa percep eu. Dacă se poate face ceva, atunci sunt eu. Dacă, ce știu, la nivelul de 10 oameni sau de 100 sau de 1000 micro de oameni, da, care să poată vedea lucrul ăsta și să zic, mă, stai, bă, eu vreau să fiu eu. În aspectul pozitiv, că pot să fiu eu... Excentric. Da. Vreau să fiu eu. Lucrul acesta, am senzația că ar putea încet să producă... O schimbare. Da, să producă o schimbare. Dar la nivel de strategii nu mai putem, pentru că ei au luat-o înainte și au creat o infrastructură de oameni care nu mai poți să faci nimic în sensul ăsta. Cred că am mai spus odată, pentru ei noi am devenit fiecare un sac menajer, în care este pus un hamburger, un Pepsi și un concediu. Asta e tot ce visează orice tânăr. Să poată să mănânce hamburger și să aibă un concediu.
dacă asta are, lui nu-i mai trebuie nimic. Nu-i trebuie creier, nu-i trebuie nimic. Durere. Și un mobil, și un mobil, da, poate. Și, da, poate și un mobil. Pepsi, da. Sprite, da, mai da, multe da, acolo. Bine, băuturi din astea, adică ce nu le facem reclamă da. Acum. Pentru că este îngrozitor. Omul, tânărul, nu a renunțat la ideea de făuritor. Tu ești cel care făurești, deci după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eram copil și inventam o jucărie să mă joc. S-a terminat asta și mi-a plăcut extraordinar când a zis domnul Ianovici, domnule, nu mi-e somn seara. Nu mă duc să fac un pic de mișcare sau zic, nu mi-e somn, stau în patul la dor. Nu, somnifer. Am simțit că... iar când eu nu pot, scuzați, eu n-am televizor acasă, dar când sunt în mașină la radio și când mă apropii de ore fixe, eu închid radio-ul. Pentru că încep 15 minute să-mi spele creierul, sigur. Ia din ăla pentru ăla, ia din ăla pentru ăla, ia din ăla și după aia, ai grijă, nu știu ce zice acolo, așa. Și toți oamenii trăiesc numai cu asta. Adică nu, eu vorbesc de zona prietenilor mei. Toți trăiesc, viața este pur și simplu, nu știu... În sos toxic, cum domnul Pleșu. Da, exact așa este, fără glumă. Eu rămân șocat, oameni tineri, în fiecare seară când se culcă, își iau somniferul ca să doarmă. Cum adică? Sau adorm în fața televizorului. Păi eu am 60 de ani și n-am luat niciodată somnifer. Adică totul este dat pe dos. Și în mintea mea, ce se poate face? Dacă poți să-l ajuți pe copilul tău, e deja mult. Da. Să aibă prestigiul de sine. Ce dacă tot se salve? Eu sunt așa. Și atunci de la el, poate că am putea să pornim ceva, dar lumea este atât de pornită împotriva existenței individului diferit, încât te rade de pe pământ. Cred că tu spuneai că ai o serie de mesaje care fac referire la personaje biblice curajoase, puternice și ultimele ale Elisei. Pentru mine, un cuvânt de-a lui Elisei a devenit emblematic pentru finalul de timp, istoric vorbind. Trage ușa după mine că vine nelegiuitul ăla să-mi ia capul. Da. Dar nu zice numai intru, zice trage ușa. Adică crearea unui spațiu privat în care să poți să trăiești viața pe coordonatele normale, frumoase, date de Dumnezeu, cum spunea domnul profesor, să fii făuritor. Dacă am înțelege ce înseamnă lucrul acesta, să fii făuritor. Adică nu doar un consumator, un spectator, un om pasiv, un număr matricol, ci să fii parte din frumusețea vieții. Păi bunica mea și mama mea lua pulovere stricate, le deșira... Și făurea ștrimfi, așa se zicea, ciorap exact, pentru da, mine. Exact. Făurea ștrimfi și când se rupea în călcâi, îl cărpea, băga, lua becul. Nu, băga acele din nou și iară făurea călcâiul. Sigur. Pingelit, era o grămadă de... Era ceva extraordinar, dragii mei. Acum, cei care impun această globalizare îți găsesc în cele mai superbe și artistice culori să te deșerteze de orice moment de făurire, de zămislire, de a crea ceva. Păi asta este rostul. Și este singura realitate care te face liber. Pentru că doar artistul este liber. De aceea adormim obosiți și ne trezim obosiți, pentru că nouă ne lipsește vitalitatea de oameni care creează. Și eu cred că unul dintre semnalele dincolo de care să spui întrebări majore cu privire la ce se întâmplă cu viața ta este momentul în care nu doar că rămâi în pană de idei, dar rămâi în pană de orice. Tu nu mai crezi, adică pur și simplu ai o viață din aceasta monotonă, mecanică, pe bază de automatisme și tot ce faci în virtutea ceva care pare că te mână, fără că tu să mai fii conștient de ceea ce faci. Este reclama asta la fotbalul feminin, da. Cu o fotbalistă creol așa, foarte simpatică. Care merge așa nervoasă, zice, ce e aia doamna gătește, ce e aia doamna spală, ce e aia doamna făcura. Șutează, domnule, și după începe alaltă. Zim doamna fundaș, portar. Zim doamna portar, zim doamna... Așa când te uiți, e
Dar, dragii mei, reclama aceea, deci eu nu cred că Satana, dacă vine personal, e în stare de o reclamă anti-existență ca reclama aceea. Și noi toți ne bucurăm. Da. Aia în subsidiar produce în copilele tale, în copilul meu, ceva care distruge tot și bagă bani cu nemiluita în aceste forme de a distruge tot. Spuneați dumneavoastră, domnul profesor, întotdeauna spre final se deschid mai mult mințile despre spiritul gregar. Ești pur și simplu unul dintre lucrurile înspăimântătoare acum e că de mic copil tu contezi doar dacă ai valoare comunitară, asta spuneați. Doar prin apartenența la un areal social, indiferent ce natură, ce factură, ce deziderate, ce obiective are sau nu are, mai important este să aparții unei comunități și să fii înregistrat ca partener unei comunități decât o individualitate care să facă o diferență. Și lucrul ăsta este desperia pentru că mie asta mi se pare că se dorește în momentul ăsta. În momentul acesta se dorește educația copiilor să facă în baza creditelor sociale, deja avem sintagma, și nu mai contează acea vocație, descoperirea acelei vocații. Știți cum m-a întrebat cineva, păi, cum știu eu că un lucru mă reprezintă și că e un lucru vocațional? Și zic, bun, când faci un lucru și obosești înainte să-l începi, se cheamă corvoadă, se cheamă sarcină de serviciu, de partid. Când lucrul îl faci și nu obosești și te prinde noaptea făcându-l, acolo e inima ta, acolo este vocația, pasiunea ta, dacă vrei. Și atunci cumva lucrul ăsta se leagă pentru că, bine, mi-aș dori foarte mult, chiar vreau să vă spun lucrul ăsta, pesimismul dumneavoastră este la nivelul afirmației și contrazis de practică. Pentru că eu am observat... Frumos spus. Da, pentru că am observat lupta pe care dânsul o duce. Și cred că din punctul ăsta de vedere, cumva e doar o prudență dată de înțelepciunea anilor și a multor lucruri prin care a trecut, pentru că la nivelul faptelor am observat dimpotrivă un luptător, un făuritor. Absolut. Da, vorbeați de oboseala aceea pe care o au unii oameni, că nu pot să doarmă de ea. Eu cred că este oboseala inutilității. Simțământul n-ai inutilității. De aia nu poți să dormi, că n-ai ce odihni. Păi, spune Biblia, dulce este somnul lucrătorului. Că am mâncat, că n-am mâncat, domnule, păi ai venit la o zi de muncă în care știi că ai făcut ceva care îți aduce hrană. Ai făcut ceva util, dormi buștean. Dar insomnia asta a generației noastre este datorată lipsei de sens. Oamenii nu mai au idealuri, nu mai au eroi, nu mai au... Totul este așa bizar, retezat. E pusă ca virtute lipsa de sens. Adică cineva ne servește lipsa de sens și noi o luăm. Nu am ajuns noi așa că mă, nu mai am sens. Ci cineva s-a ocupat efectiv de lucrul ăsta. Dacă ne uităm atent, este, păi vine nevasta de la serviciu cu mașina și aude de ce te chinui să pornești la gazul, să nu știu ce, furnează 2, 2, 3 și ți-am adus acasă ce vrei. Păi eu am fetița mea care e căsătorită de aproape un an de zile și de câte ori mă sună cu video ca să-mi spună ce gătește. Și adică, eu nu că e fica mea, dar e fată cu școală, adică nu... Acum este doctorandă în Germania, adică, mă rog. Și ea mă sună să-mi povestească ce gătește. Păi, când îmi spune de un referat sau ceva și îmi cere sfatul, îl dau cu drag și sunt entuziasmat că face ceva intelectual. Dar când o văd cu șorțul gătind, pe acolo... E forma de rezistență umană. Este ceva extraordinar. Atunci rămâi în tranșeile umanității, când să nu ți-o pierzi. Când văd pe copiii mei acolo, lângă soția mea, că se joacă cu coca și vor să facă... Dar cred că numai țările estice au rămas. Eu am fost mult în Occident și toată lumea mănâncă la pachet. Odată ne-au spus că gătim mâine. Deci era după vreo două săptămâni de constipație din asta, gătim mâine. Și au niște nuggets, niște pui tăvăliți prin făină. M-am uitat așa lung și am zis, mă, îi mulțumesc Dumnezeu pentru faptul că în casele noastre încă mai miroase a ciorbă proaspătă, mai miroase a plăcinte făcute și cred că este o formă de rezistență, despre asta vorbim, o formă de rezistență. Era o glumă totdeauna noastră pusă în gura altora, ci că e frumoasă România, dar păcat că locuită. E locuită. Dar stați să vă spun ceva. Cum zice David, am fost tânăr și am îmbătrânit, dați-mi voie să vă spun că
de câteva vreme încoace această zicală românească se potrivește la alte țări. Da. E frumoasă Australia, dar e păcat că e locuită. Spuneam am acum fost acolo, da. E păcat că e locuită. E frumoasă, nu mai dau și alte exemple, dar e păcat că e locuită. Da, acum am zis că se întorc din Austria valori. Da. Valori de români se întorc din Austria. Deci nu, acum am avut duminică slujbe și vorbeam cu cineva din Austria care deja își făcea calcule. Mă, cu ce casă am acolo? Vând, fac una în România, rămân cu o sumă de bani pentru că obligativitatea vaccinului, pentru că restricțiile care au sunt impuse, îi fac pe oameni să se evadeze, dar și îngrijorarea cu privire la educație, pentru că și ei spun așa, dom'le, educația a venit un malaxor. Intră, te face praf, te sfăie și când ești, nu mai ești tu, ești acolo, într-un aluat nedefinit. Spălare de creier. Exact. Și atunci, din punctul ăsta de vedere... Da. Da. Iartă-mă, Ionica, dimineața râdeam de unul singur, pentru că am primit mesaje când au fost alegerile în Australia. Rugați-vă primul ministru să devină Scott Morrison, care e penticostal, da. Da, zic de-ai mei, e penticostal. Și tot s-au rugat, cel mai... Ne-a ieșit pe nas. Rugați-vă, da. Rugați-vă și cei care m-au rugat să mă rog să-și ceară iertare. Deci ce înseamnă lucrul ăsta? Adică, de ce spun asta? Indiferent ce ești tu, când ai intrat într-un sistem, tu ca și individ nu mai poți face diferența. Indiferent că tu ai anumite crezuri, când intri într-un sistem ca acesta, nu mai ești, ești o rotiță care se învârte într-un angrenaj. Trist este că și în domeniul religios este exact la fel. Adică asta am vrut să întreb, dacă biserica ar mai putea să facă ceva să contrabalanceze în ecuația asta. Nu mă mai risc, las pe dânsul primul să vorbească. Nu, biserica, să zicem așa, ca instituție mondială, nu cred că mai poate să facă asta, dar biserica locală, prin păstor, poate să facă asta. Adică să-ți încurajezi fiecare credincios. Mă, nu mai zice ce am zis eu, mă, gândește tu. Iar lucrul acesta, încet, prinde viață, se multiplică. Și chiar dacă are hramul, să zicem, confesional al meu, dar oricum pot să nasc în el bucuria de a gândi. Iar din acest moment deja ne apropiem din nou de a repara asemănarea cu Dumnezeu. Și eu cred la fel, în sensul în care m-am gândit așa, singura lucrare care n-are de a face cu nimic ce înseamnă pământul, e biserica. Ea este născută, ea este și trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Și atunci ea nu este sub soare, ea e născută dincolo de soare. Și atunci n-are de a face cu coruperea asta care există și cred că doar biserica mai poate să aibă un cuvânt de spus. Dar încă o dată spun, biserica, pentru că noi când spunem biserica avem în vedere o gamă foarte largă. Vorbesc despre biserica, adică despre acei oameni care practică cuvântul lui Dumnezeu, împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că biserica este singura care va fi biruitoare și singura care poate să facă o diferență, plecând așa, de la exemplu de aici, cu bătaie pentru acolo. Și cred că biserica o să aibă întotdeauna un cuvânt de spus, drept dovadă că marea luptă ideologică a timpului nostru e cu creștinismul. Nu? Ați văzut ce spunea și domnul Russell, că sunt două mari probleme, religia și patriotismul, care nu se exclud. Da. Ci da. Eu, din potrivă, eu cred că ele sunt o problemă pentru globaliști. Da. Da? Da, dar, de exemplu, patriotismul în limba germană la patrie se zice Vaterland, adică tatăl pământului, da, da. Sau pământul tată. Da. Da. Deci patriotismul este exact ceea ce spuneam. Am încercat eu. Deci patriotismul înseamnă că sunt omul pământului. Ius soli. Așa ce spune. Elvețienii au ius soli, da. Care înseamnă dreptul pământului versus da. Dreptul sângelui. Da, da. Da. Exact, exact așa este. Și cum să zic, că veni vorba, urmează acum să scot 3 volume de versuri, dintre care un volum este numai cu poezii patriotice. Făuritor. Deci, făurit. Nu știu ce impact va avea în cercul meu strânt de influență, dar am scris un volum numai de poezii patriotice. Când le citesc, sunt ca narcis. Vă uitați emoționat. Da, mă emoționez. Așa îmi plac să vorbesc
în fel și fel de imagini, să vorbesc despre patria mea. Însă patria mea este satul Solovăstru. Prin extensie este România. Dar patria mea, pentru că, cum a zis, patria e primul nostru leagăn, drumul până în pat și înapoi. Da, da. După aceea am văzut și plopii, aia e patria. Adică cine mi-omoară sentimentul acesta sau, dacă vreți, cine mi-omoară revoluția aceasta din mine, este impostor, este genocid. N-ai voie să omori într-un om sentimentul lui de patrie. Da, deci, da. Ce mai avem noi ca români de apărat? Ca să venim așa și pe tărâmul nostru. Dimineața la 7 citeam întrebarea... în continuare la ceea ce a spus domnul profesor. Citeam întrebarea ta dimineața la 7. Am zis, las că până ajung mă dumiresc eu ce mai avem de apărat. Și mi-au adus aminte de steagul României fără stemă pe la Revoluție, când îl flutură la Timișoara. Și toți... Ăla decupat. Da, decupat, fără stemă. Da. Și strigau românii, există Dumnezeu? Și m-am gândit azi dimineață și am zis, mă, suntem datori acestor oameni. Suntem datori cumva, poate, înaintașilor noștri care au luptat, au crezut. Îmi sunt datori mie însumi. În primul rând, îmi sunt datori mie însumi că am venit în această existență. Și eu cred că de apărat avem cel puțin visul celor care au crezut, lupta pe care au dus-o, sacrificiul pe care l-au făcut. Totuși, eu nu cred că am uitat chiar tot. Cred că, din punctul ăsta de vedere, avem de apărat aceste cuvinte. Există Dumnezeu. Deci eu aici cred că e locul unde mă regăsesc. Aici e România pe care o iubesc și aici mă regăsesc eu. Am de apărat acele strigăte de pe stradă, când oamenii au plătit cu prețul că au strigat, există Dumnezeu. Asta este singura luptă pe care în fiecare zi când mă trezesc, oriunde mă duc și când am trecut acum prin pe culoare și m-am mai dus colo-colo, tot timpul am în minte să pot să transmit acest adevăr, să lupt pentru acest adevăr. Și când spun lupt, nu mă refer la cuvinte în mod deosebit, ci la tot ce înseamnă viața mea. Să pot în așa fel trăi încât să continui lupta aceasta a românilor care au ieșit și au zis există Dumnezeu. Acolo mi s-a părut cel mai frumos moment. Am fost mândru atunci, am crezut, am avut speranță. O am și astăzi, tocită, e drept, foarte tocită, dar o am. Și eu cred că de apărat avem datoria să apărăm acest cor al oamenilor care strigau există Dumnezeu. Domnule profesor, dumneavoastră surprindeți și în versuri valorile acestea vechi, autentice. Ce am mai putea apăra noi ca români? Voi spune ceva ca să ies din pesimismul despre care zice domnul Ioanovici. Deși un mare filosof a răspuns la întrebarea ce este pesimistul. Sigur. Un optimist care vede lucrurile cum sunt. Așa. Deci eu aș sugera telespectatorilor lumii întregi, poate, dar în România aș apăra câteva oficii. Aș apăra oficiul de bunici. Să fie cineva care are dreptul să mă tragă de ureche sau de păr. Să fie cineva care să aibă dreptul să strige la mine. Să fie cineva care să aibă dreptul indiscutabil înaintea Universului să nu fie dus niciodată la un cămin de bătrâni. Deci, asta trebuie să apărăm noi în țara asta. Pe urmă, al doilea oficiu. Putem să apărăm, dacă vrem, oficiul de tată și mamă. Să existe o mamă care să poată să mă bată ca pe un sac, dacă este nevoie. Aveți grijă abuz. Că ne ascultă. Da, să mă ascult. Da. Era o metaforă. Da. Să ia nu iau. Pune în ghilimele. Să ia nu iau și să mă bată ca pe un sac. Mă, dar până când mă faci de rușine, mă, copile, mă? Deci putem apăra încă asta. Încă mai sunt mame și tați în România. Iar dacă nu ieșim înainte să apărăm oficiul de tată și mamă, nu vor mai fi nici tați, nici mame în România ca în celelalte țări. Și mai avem de apărat în țara asta oficiul de copii. Deci, cum să zic, nu
vorba cu frica. Mi-e frică să zic. O spun ce zic, mi-e frică să zic lucrurile pe care le știu. Și lucrurile pe care le știu nu inventate, ci văzute. Documentate și văzute, da? Adică este extraordinar să aperi ideea de copii. Ideea de copii. Copilul care să se joace cât vrea el. Și cu ce vrea el, nu cu ce inventez eu. Copilul care să se uite în ochii la taică-sul și la maică-sa ca la Dumnezeu. În ei are izbăvirea și mântuirea. Copilul care când te uiți la el are pe față românismul acela plin de bun simț, de rușinare și în același timp de suavitate așa, a bujorilor ca să uite la tine și n-ar îndrăzni să-ți răspundă măcar că l-ai întrebat unde-s copiii ăia? Bună simț. Cum a te ia la rost. Da, adică eu dacă noi am luptat și am apărat, sigur complementar intră în discuție declarația aceea, există Dumnezeu, da? Dar dacă noi, familiile tineri sau cei care suntem mai în vârstă, am apărat oficiile astea, țara noastră, cu lipsurile ei, cu sărăcie, dacă e, răbdăm foame de astea să fie, ar fi ceva extraordinar. Ceva extraordinar. Și mereu când am seminarii sau în slujbele mele, spun categoric și radical, cu dacă ți-ai dus cumva pe tatăl sau pe bunicul tău la azilul de bătrân, nu mâine, în seara asta, du-te, scoate-l de acolo și du-l acasă. Să fie acolo în pat cineva care geme și un copil micuț să meargă la el, de ce gem bun? Și el zice, așa mă doare. Adică tot asta este o pedagogie, o formare spirituală, o formare psihosomatică care te apropie de Dumnezeu și te face înțelegător față de oamenii care există. Viața reală. Da, da. Altfel noi vom fi distruși cu toții. Da. Da. Mi-aduc aminte, am mers împreună cu soția mea într-o ocazie la Mărășești, eram în trecere, era închis mausoleul, eu am fost și când era deschis. Chiar vă recomand, dragi telespectatori, să vizitați mausoleul de la Mărășești și locurile care aduc aminte de jertfa oamenilor care au trăit în neamul acesta. E impresionant să vezi de jur împrejur obuze, un gard făcut din obuze cu lanțuri, armament militar, tunuri care amintesc de război, și de jertfa oamenilor care pur și simplu s-au dus ca oile la tăiere să lupte pentru pământul acesta, pentru drepturile noastre, pentru libertățile noastre, pentru ceea ce suntem acum. Și când văd cu câtă ușurință dăm la o parte tot ceea ce au făcut ei, tot sângele pe care l-au vărsat, eu rămân pur și simplu uimit. Suntem în stare să vindem tot. Mergeți la locurile acestea, la locurile de închinare, la mănăstiri, la locurile care vă aduc la valorile vechi, ca să rămânem acolo. Dați-mi voie să zic, a devenit foarte gustată chestia asta că vindem tot. Dar să vă zic ceva, dacă am vinde tot, încă am face ceva. Noi distrugem tot. Că dacă vinzi, înseamnă că mai primești ceva. Da, primești un preț. Primești un preț. Nu-i cel bun, nu-i cel ca să... Dar noi distrugem tot. Tot ce am avut, am distrus. Chiar avem ce apăra. Dacă vrem. Da, mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o povestește Ravi Zacharias într-una din cărțile sale, în care a venit un mare moșier, un magnat, ca să cumpere tot satul. Și oamenii, când au văzut banii grămadă, știți cum e, ca după Revoluție, când au venit străinii să-și dea teancul de bani, imediat, fiind sărăcie mare, gata, vindem pământul, vindem casele, uite, ne dă ăsta atâția bani. Și el avea un scop,
ca tot satul să fie a lui. Dar era un bătrânel în mijlocul satului care le spunea: măi, oameni buni, nu fiți atât de naivi și atât de creduli să vă vindeți pământul și casele. Dar, în fine, dacă voi sunteți atât de naivi și de creduli și de proști, uite, eu am casa în mijlocul satului. Și chiar dacă voi toți vă vindeți pământurile și casele, omul ăsta tot nu o să aibă tot satul, că eu am o casă și pământ în mijlocul satului. Și tot, oricât de mult v-ar cumpăra pe voi, pe mine nu mă cumpără. Imaginea asta m-a făcut și să râd, dar mi-a dat și speranță că atâta vreme cât există măcar un om care ține la valori, care îl iubește pe Dumnezeu, care are credință, care ține la ceea ce este uman, totuși mai există speranță. Nu poți cumpăra satul. Da, da. Nu poți cumpăra satul. Și eu cred că noi putem, românii încă sunt atașați de pământ, de proprietăți, că suntem cei mai proprietari din Europa. Da, asta spune ceva. Ceva. Păi, dar realitatea aceasta intrigă toată Europa. De ce aici omul n-are datorii la bancă și are căsuța lui, cum are, cu o cameră și cu WC-ul în grădină? Dar e a lui, mă! Pentru că noi am avut bunici. Da, pentru că noi am avut bunici. Exact așa este. Da, deci avem aceste valori pe care să le putem apăra și să nu lăsăm acest val al globalismului să ne ia. Sfânta Scriptură, iarăși, este plină de exemple de oameni ai lui Dumnezeu care au rezistat în minoritate absolută. Da, avem un Noe, avem oameni care au rămas acolo și cred că asta va fi piesa de rezistență. În rest, da. Piesa de rezistență e eu, nu noi. E eu, aici s-a ajuns. Piesa de rezistență nu mai e noi. Piesa de rezistență e eu. Da, așa este. Da. Din păcate, acest eu a fost din ce mai șters și se dorește a fi din ce mai șters. Observați campaniile și aceste propagande, că nu mai vorbim de știri, vorbim de propagande mediatice sau, zicea cineva, terorism mediatic, prin care pur și simplu eu nu mai contează. Toată lumea zice, lumea face, comunitatea trebuie să facă, să execute și cred că o să trebuiască să... Noi propriu-zis ne dăm în spectacol. Deci avem o groază de eu, dar nu avem acel eu care cu adevărat Dumnezeu l-a lăsat. Noi suntem în continuu mințiți și ne lăsăm mințiți. Pentru că trăim într-un timp în care atât de mult vor să iasă oamenii în decor. Așa de mult oamenii caută validarea de orice tip, că câteodată mă apucă descurajarea. Vreau să fac și eu ceva, atacă mă pricep, măcar la nivelul ăsta al profesiei ca psiholog. Și vreau să spun și eu două vorbe cu sens, că poate aștept pe cineva. Și vine Cutărescu care începe să danseze cu salteaua plină de bani, aruncă cu bani, banii vorbesc. Ăla, un milion de vizualizări, eu trei cu tot cu prietenii mei, știi? Și atunci, din punctul ăsta de vedere... Pare frustrare. Cum să nu pare frustrare? Nu aveți valoare. Dacă păi nu, dar tocmai rating, că nu aveți valoare. Noi trăim într-un paradox. Se erodează eul cu adevărat important, cel creat de Dumnezeu. Îmi place cuvântul ăsta, revin la el pentru că mi se pare emblematic. Omul făuritor. În schimb, există o foame incredibilă și există, din nefericire, o apetență fantastică de ieșire în decor, da. de intervenții pestrițe, care, iertați-mă, mai lipsă de gust, mai de prost gust. De ce? Pentru că pe măsură ce omul se diluează în substanța lui dumnezeiască, el trebuie să cumva să facă ceva, pentru că există o lege a compensării. Se compenseze. Da, sigur. Da. Și atunci, din punctul ăsta, ieșim în decor. Deci, curios, e paradoxul timpului nostru. Noi ne diluăm în eul nostru, dar devenim egoiști individual, devenim oameni care să se dea în spectacol. Că eu am spus, pentru mine, de exemplu, sărbătorile de iarnă sunt momentele de depresie. În momentul în care mă uit pe Facebook, eu n-am șemineul ăla, eu n-am covorul ăla alb, eu n-am zâmbetul ăla. La mine niciodată casa nu stă cum e acolo în poze și pe mine mă apucă descurajarea. De aia nici nu mă mai uit, doamne, dacă vrând nevrând te compari cu o imagine care și dacă vrei să scapi de ea, după aia te bântuie. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, aici e paradoxul. Aici e paradoxul că noi tânjim după
după acel eu, care nici nu mai știm cum să-l... S-a rezolvat. Am fost într-o casă, nu acum... S-a rezolvat-o? Nu acum, ca aia cu somniferul. Am fost într-o casă, deci fără glumă, autentic, acum 2 ani sau 3 ani la colindat și avea o plasmă așa imensă cum este asta, în care abia a făcut de șemineu. Și m-am uitat și am rămas așa puțin șocat. Și a zis că nu știu cine care are șemineu acasă vinde ore de transmisie. De transmisie cu... Și atunci omul o cumpăra cu 20 de lei sau nu știu cât pe o lună de zile și ia de și singura căldură este gândul că cineva se uită la ce ai tu. Deci, am ajuns în epoca asta a surogatelor când totul s-a copiat. Sincer vorbind, noi avem comedii zilnice, comedii cotidiene, deci am ajuns de râs. Numai că, din nefericire, sper ca telespectatorii noștri să înțeleagă, pentru că noi suntem tributari unui limbaj. Noi dorim acea regăsire a eu-ului pe care Dumnezeu ne l-a dăruit. Dacă e să vorbim substanța aceea dumnezeiască care există într-un om. Mi-a plăcut mult metafora cu copilul acela care se uită spre părinte și în ochii lui e sensul și mântuirea. Pentru că acesta este adevărul. Acolo e normalitatea vieții. Până la urmă, cum te vindeci? Noi ne vindecăm așa, prin acest lucru, prin această normalitate, prin această regăsire a bunului simț. Așa te vindeci. Un om se vindecă într-o relație sau un om se îmbolnăvește într-o relație? Un om se vindecă în casa lui sau se îmbolnăvește în casa lui? Chiar am observat, vorbind de tema pe care o avem, globalizarea și păstrarea valorilor naționale și individuale, practic eul nostru creator trebuie apărat. Și Dumnezeu a zis, măi, eu vreau să fiți voi. Nimrod vine și spune, nu, zice, noi trebuie să avem un eu colectiv, să fim o clasă de slugoi care slujesc. El vine cu ideea de comunitarianism, dar de fapt este ideea lui. Și să fie bine lui. Da, să fie bine lui. Da. Ei, cred că dacă ne întoarcem la ceea ce vrea Dumnezeu, ca să avem substanță, să avem valoare personală, să fim creativi, să ne urmăm pasiunile, să rămânem cu credința aceea de Dumnezeu, să fim atașați de pământ și valorile tradiționale, atunci cred că lucrurile rămân acolo, cel puțin în dreptul nostru. Nu putem să luptăm în dreptul altul, dar în dreptul nostru rămânem acolo. Altfel o să fim luați de val. O să fie extinție. Eu vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a participa la emisiunea The Sens Vieții și mi-a plăcut foarte mult că am putut să ajungem la lucruri profunde despre care nu știu câți mai vorbesc sau le conștientizează, pentru că eu cred că în viitor aici se va da bătălia la a rămâne noi înșine așa cum vrea Dumnezeu. În prezent se dă bătălie. În prezent, da. În prezent se dă bătălie. Iubesc foarte mult, n-am înțeles-o. Multe lucruri nu le-am înțeles, le-am citit în Biblie, nu le-am înțeles. Că nu e o, Biblia nu e o problemă de efort intelectual. E vorba de o revelație progresivă dacă mergi cu ochii deschiși în viață. Te cunosc pe nume. Te chem pe nume. Te-am săpat în palmele. Te-am săpat în palmele. Unicitatea, da, care responsabilizează și numai în baza unicității descoperite așa poți cu adevărat să intri într-o unitate cu cel de lângă tine. Unicitatea care ne duce spre unitate. Eu consider de-a lungul timpului am stat cu mulți oameni răniți de vorbă. Aș putea să-i numesc mulți oameni care au devenit defecți. Și am ajuns la convingerea că cel mai profund lucru pe care îl face Dumnezeu este în sentimentul prețiozității. Faptul că Dumnezeu te aduce într-o poziție în care, privind spre jertfa Fiului Său, să fii îngenunchiat la gândul că ai preț, nu valoare, e mare distinție între preț și valoare, că valoare e mai mult o chestiune din aceasta pe care ți-o atribui, că ai preț în ochii lui Dumnezeu. Eu sunt deseori reechilibrat în forul meu interior și reușesc să mă conectez diferit la oameni când îmi aduc aminte de faptul că chiar contez pentru cineva care
e cel mai înalt dintre toți, contez pentru Dumnezeu și asta este singura cumva pilulă care reușește să mă trateze de lucruri care sunt deseori așa ca niște asalturi din partea mea sau altora. Cred că unicitatea aceasta este ceea ce Dumnezeu, dar unicitatea care responsabilizează, nu unicitatea aceea dincolo de care să te crezi special și să... De rebel. Da, de... să faci. Că, pe urmă, ce facem, Nimrod, nu? Este un răzvrătit, da. Da. Unicitatea care, responsabilizându-te, te duce spre unitate cu cel de lângă tine. Până la urmă, e singurul lucru care contează, faptul că Dumnezeu îți dă valoare și importanță și ai preț în ochii Lui. Ești unic și asta contează cel mai mult și asta n-ar trebui să uităm niciodată. Vă mulțumesc încă o dată și vă mai aștept cu drag la emisiunea De Sens Vieții. Octave Bibert spunea că globalizarea este un western din care la nevoie se trage direct în spectatori. Deși se vorbește peste tot despre beneficiile enorme aduse de globalizare, totuși vedem că realitatea demonstrează altceva. Interconectarea politico-economică și facilitarea comunicării nu aduc doar avantaje, ba dimpotrivă se întorc împotriva tuturor celor ce vor să-și păstreze identitatea din punct de vedere național, tradițional, religios sau cea legată de propria persoană. Indivizii și comunitățile conservatoare nu sunt bine văzuți și primiți în lumea globaliștilor. Așa spunea Alejandro Liano că globalizarea este o procedură ce permite celor puternici să profite din plin de cei slabi. Doamnelor și domnilor, sunt Ionica Herlea și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă aștept cu drag la emisiunea De Sens Vieții, sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație în continuare. Pe curând!